este lucru și doi, trebuie să vină președintele Parlamentului, el vine șef. Și voi sunteți rude, ciuși cu cap. Nu-i caz, nu-i calcă nimic, dar oamenii să roagă la Dumnezeu. Părinte, partea comunitatea acum așa, este încălcare, dar dacă ar fi numai această încălcare, dacă nu ar încălcare demnitare de stat, Constituția, state, legi de țări, creștinii ăștia n-ar sta aici în practică. Deci eu am adus nevoie, eu am adus credința. Ei se rog pentru credință, nu pentru altceva. Nu încălcă ei tot versul ăsta. Pur și simplu vor să încălce. Deci ei dați fiind conștienți, nu folosim trupele împotriva creștinilor. Eu vă rog foarte mult. Domnul președinte, noi suntem pătrășeni să spunem ordinea publică, dar pe spate, cum da, ați exprimat dumneavoastră, fracțiunea noastră. Da. Spate, pe popor, nu trebuie să întoarce și acolo sunt și mei gravele, copii și frumateți. Și patrăi.